Muchas gracias. Muy amable. Have a nice trip and you are in good hands. Yeah, okay. Thank you. Și gata, salutare. Plecăm din salutare. Trinidad, ne mutăm în Cienfuegos. Ne-am luat la revedere de la gazdele noastre care, apropo, sunt foarte, foarte drăguțe. Lăsăm un link în descriere. Doamna este arhitect și băiatul nu știu exact ce e, dar sunt extrem de amabili și de drăguți. Ne mutăm aproape, la o oră distanță, în Cienfuegos. Ce pălărie frumoasă, Ion. Ne cubanez. Partea bună, știți care e? Că suntem extrem de privilegiați. Nu mai e taxi colectiv, avem aer condiționat. Călătorim în condiții de lux. Da, perfect. Bye, thank you. Am ajuns la destinație. Am plătit pentru taxi 25 de euro și aici vom sta noi. Se pare că este un hostel. Nu știu exact unde e intrarea. Gata, am preluat cheile apartamentului în care vom sta noi două nopți în Cienfuegos și avem două balcoane. Acesta este unul dintre ele, e atât de plăcut pentru că adie briza. Aici este zona de living cu canapea, două fotoli, masă și un frigider. Iar aici avem baia, cred. Ui, oricum este foarte curat, arată extrem de bine, suntem super mulțumiți. Și aici este dormitorul și avem 3 paturi. Ha, cât de drăguț! Aer condiționat, ușa asta oare unde duce? O oglindă imensă. Ah, tot un balcon avem și aici, doar că nu avem scaune. N-am mai avut de mult atâta spațiu doar pentru noi. Interesant este faptul că avem și o chiuvetă aici pe balcon și haideți să vi-l arăt și pe celălalt. Are deschidere către partea cealaltă a străzii. Hei, hei, Ion! Hei, salutare! Salutare, salutare! Să conectezi la internet. Nu putem să ne conectăm la Wi-Fi-ul local. Foarte drăguț arată orașul, îmi place mult. E diferit față de Trinidad și de Havana. Atențiune, atențiune, plătim pentru acest apartament 100 de lei pe noapte. Foarte. Cum ți se pare? Puțin. La cât spațiu avem? Bine, n-avem unde să ne facem cafea, însă o să ne pregătească ei micul dejun contra sumei de 5 euro de persoană. Adică 10 euro în total. Patul e mare. Nu pot să cred, am dormit pe un pat. Da, am dormit pe un pat de o persoană ultima oară, două nopți. Am chinuit. Da, dar nu-i nimic, că... Ah. Mai avem unul. Aș putea, în cap lejer. Ne vedem mai târziu. Bună dimineața, ne-am trezit în sunet de pârâitori. Ai impresia că dormi afară aici. Nu vă imaginați că se aude de tare. De la ora 6 dimineața. Da, pentru că ei nu au geamuri. Mă rog, ele arată de felul acesta și nu se închid. Hermetic sau... Avem o porție sănătoasă de fructe, un suc de ananas, cred, cafea, omletă cu legume, e o prăjitură acolo din câte îmi dau seama, pâine, unt, miere, muștar, de toate. Arată bine, poftă bună! A sosit mașina noastră și vă spun doar atât, timpul se măsoară altfel aici. Trebuia să vină la 8 și jumătate și a venit la ora 9 taxiul. E un taxi Colectivo. Și haideți să vedem cum arată. Ah, aceasta e mașinuța. Hola! Mașina este din anul 1953 și este o mașină americană. Hai! Hai! Arată cât se poate de interesant și miroase. Și mai interesant. Ne cerem scuze, dar n-am spus unde mergem. La cascada El Nicho. Vom parcurge, nu, aproximativ o oră și jumătate. Dus o oră și jumătate întors și vom plăti 20 de euro de persoană. Mașina asta este fabuloasă. Uitați-vă și voi cum arată tapiseria. Bine, este ori refăcută, ori foarte, foarte bine întreținută. Să urcăm, iar șoferul l-a oprit puțin pentru că a fiert apa. Uitați cum arată parbrizul. Da, te marca aici la temperatură, îl vezi, nu? Da, da, da.
Am ajuns la destinație după un drum de aproximativ o oră cu această bulinuță simpatică. Drumul a fost destul de anevoios, cu multe curbe și gropi, dar foarte frumos, pentru că totul este verde aici. Suntem într-o oază de verdeață, de liniște, o oază tropicală foarte frumoasă. Trebuie să plătim aici un cost de intrare în Parcul Național El Nicho și apoi avem 2 ore la dispoziție să ne plimbăm. Este una dintre cele mai frumoase cascade din Cuba și vedem, din câte știu eu, seamănă destul de mult cu cascada Bigger din România. Fiindcă acesta este ultimul vlog din Cuba, putem spune așa, ca o concluzie, oamenii sunt foarte revoltați, în special tinerii, pe situația actuală din Cuba, pentru că pandemia asta a adâncit foarte mult criza economică în care se afundă Cuba de la an la an și atunci ascultăm poveștile oamenilor. De exemplu, șoferul nostru este inginer mecanic. A studiat extrem de mult, a învățat și în cele din urmă a ajuns taximetrist, pentru că sistemul public are o remunerație extrem de proastă. Cred că undeva la 20 de euro pe lună, dacă am înțeles eu bine, este salariul lui. Este inuman, pentru că prețurile sunt aici foarte mari. Ne spunea că nu se găsește mâncare, nu se găsește apă și atunci astea sunt nevoile de bază ale omului. Știți cum e? Odată ce ieși din Havana, din barurile la Floridita, la Bodeghita del Medio, te lovești puțin de realitatea cubaneză, care diferă de realitatea turistică și ne-a luat ceva vreme să o înțelegem, să ne dăm seama că, într-adevăr, poporul ăsta se luptă cu niște lipsuri destul de mari. Ajungem acum la prima piscină. Ideea e că mi-e puțin frică pe aici de șerpi. Nu știu, ideea e că nu mai e nimeni, suntem doar noi singuri turiști. Eu n-ai grijă. Nu ne-am echipat prea bine. E mai degrabă un baraj aici, nici de cum o cascadă. Dar arată interesant, uitați-vă cât de frumoasă este culoarea apei, cât de limpede e. Va trebui să mergem, din câte am înțeles eu, vreo 500 de metri, noi n-am mers decât vreo 200. Dar e frumos, e sălbatic, e altceva, pentru că în ultima vreme noi v-am arătat doar orașe coloniale de la 1500, de la 1800 și atunci aveam nevoie de o gură de aer curat și să încheiem seria vlogurilor din Cuba într-un mod cât se poate de frumos și de plăcut. Priviți cât de frumoasă e imaginea asta, doar că mă sperie podul ăsta din scândură, e cam șubred. Ce frumos e! Hai să testăm apa, să vedem cum e. E cam rece. Bine, te obișnuiești. În primele secunde ți se pare șocul cam mare, dar e ok. Mă așteptam să fie mult mai rece de atât. Cel puțin așa ne-a avertizat șoferul. Noi nu ne-am luat costumele de baie la noi. N-am fost inspirați și nici nu știm să notăm și curenții mi se par destul de puternici. E floare faina. Da, e superb, superb. Foarte liniștitor. Hai să mergem puțin mai departe totuși. Da, chiar sunt impresionată. Mă așteptam să fie diferit față de fotografii, să fie supraapreciat. Dar e apreciat, pot spune, la adevărata lui valoare. Cascada se vede în spatele lui Ion. Wow! Superbă! Cum era să plecăm din Cuba și să nu vizităm și un parc național? Mamă mia, dar ce debit are apa! Până aici ajunge! Fabuloasă imagine. Într-adevăr, cred că e una dintre cele mai frumoase cascade. Acum să nu stricăm și cealaltă la valieră. Să nu se ude, pentru că cealaltă ați văzut, amânecat-o în Marea Caraibilor din San Martin. Superbă imaginea.
urcăm către un punct de unde vom vedea toată această vale, tot parcul. Cam șubre de scările astea. Interesant, oricum trebuie să fii foarte atentă unde calci, pentru că atât pământul cât și scările, pietrele astea sunt umede și poți aluneca foarte ușor. Cam abrupt drumul. Hai, Ion! Se pare că abia acum ajungem la piscina principală. Văd aici foarte mulți turiști, încă o cascadă de mici dimensiuni în partea stângă. Oh, ce frumoasă e! Superbă, ia uitați-vă, aici chiar e o adevărată plăcere să faci baie, că e apa mică, foarte curată și te poți duce stânga, dreapta. Avem și un cățel aici care păzește cascada. Superb! Da, da, da. E unul dintre momentele mele preferate din Cuba, una dintre imaginile mele preferate din țara asta, pentru că mi oferă liniște. Suntem atât de departe de zgomotul orașelor, de forfota lor. Ne-am trezit în sunet de puritor, de claxoane și acum ne bucurăm nespus de liniștea asta pe care ne oferă parcul. Superbă imaginea asta, superb totul. Cât de bogată este Cuba, nu doar în cultură, cât și în peisaje. Chiar și Cienfuegos are foarte multe plaje. Mulțumesc, Andreea, pentru că ai pus această cascadă pe listă, El Nicio. Senzațională. Și chiar îmi pare rău că nu mi-am luat iarăși Sleepy să facem aici o baie. Apa nu e atât de rece. Te răcorești pentru că trebuie să urci cât de cât. Depui puțin efort și e destul de cald afară. Frumos! Am stat aici aproximativ 30 de minute, ne-am bucurat de tot ce ne-a oferit locul ăsta și îmi dau seama acum că s-a schimbat destul de mult culoarea apei față de momentul în care am venit, pentru că soarele este undeva sus și cu cât se reflectă lumina mai bine în apă, cu atât culoarea este mult, mult mai intensă. Voiam să vă arăt faptul că aici e o peșteră, nu am curaj să intru, dar în general în peșterile din Cuba trăiau pe vremuri, înainte de a ajunge aici ocupația spaniolă sau americană, populația indigenă taino. Ia uitați, niște lăcuste zboară aici, tot felul de insecte, tot felul de gândăcei în apă. Nu am văzut niciun șarpe, nu sunt pești, dar e o imagine într-adevăr extrem de complexă și de frumoasă. Cam așa arată un coș de gunoi în acest parc național. Totul e eco, bio. Ia uitați câinele cum trece pe scândura asta. Yoga! Wow, ce frumos se vede! Mă așteptam să fie mult mai sus. Mult mai complex, mult mai greu. Mult mai greu, dar mult mai dificil de accesat. Sunt foarte gălăgioși oamenii. Junglă adevărată. Oare ce animale trăiesc în zona asta? Se aude apa curgând, păsările cântând, paradis. Să plece oamenii după aia. No hay vida sin el amor. No hay problema. Drumeția noastră a luat sfârșit, ne întoarcem la mașină. Am ajuns mai devreme decât era programat, dar nu ai ce să faci mai mult de atât, mai ales că noi nici n-am venit echipați să facem baie. A fost cât se poate de relaxantă plimbarea. Aici e un restaurant, miroase foarte bine, dar din fericire noi am luat micul dejun la cazarea noastră și nu prea ne este foame. Dar e o opțiune bună pentru voi în cazul în care ajungeți aici, să știți că puteți mânca. Cățelul e de-al casei, de aici. Ce drăguț! Dă din coadă, e fericit! Era bine acolo că era umbră răcoare, te răcorea apa de la cascadă, pulberii de apă, da? Și aici e foarte, foarte cald.
probabil o să bem un suc sau o cafea de undeva de aici din față, apoi mergem către oraș pentru că vrem să vi-l arătăm. Este cu totul și cu totul diferit față de Trinidad și Havana. Este mult mai cosmopolit, mult mai îngrijit, mult mai dezvoltat pentru că e și mai nou. Ăsta este motivul, dar e foarte frumos. Abia așteptăm să vi-l arătăm, noi am tras cu ochiul înainte. Ion când spune că e interesant, înseamnă că e... cum si, cum sa. Din punctul meu de vedere, adică nu avem aceleași puncte de vedere. Corect, mereu. Dar nici nu trebuie să avem aceleași păreri despre un loc. Mie îmi place mult, e unul dintre cele mai frumoase orașe din Cuba. Ok, aceeași părere o am și despre Trinidad. Nu a fost pe placul meu neapărat. Din punctul meu de vedere, nu merită să vii din Havana până în Trinidad. E prea lung drumul, pierzi mult timp. Și mai bine stai la All Inclusive, nu? Nu, mai bine mergi, uite, în Vinales, stai mai mult acolo. Mi-a plăcut extraordinar de mult. E senzațional acel sfat. Știi cum e? Totul depinde de gusturi. Mie mi-a plăcut foarte mult Trinidad, pentru că e un oraș vechi, construit în anul 1515 și păstrează foarte mult din atmosfera de atunci, că nu s-a investit prea mult în ultimii ani, dar cu toate astea este fermecător și este o parte din istoria Cubei și din prezent și din viitor. Și atunci, cine știe când mai ai șansa să vezi astfel de locuri în lumea asta. A plecat mașina fără noi? Oh, unde a plecat? Glumim, evident. Hai să bem ceva aici, ne răcorim și apoi pornim la drum. Mi-am luat un suc de fructe și a venit sub forma aceasta cu o floricică. Costă 40 de cenți. Arată delicios și să știți că mai toate sucurile conțin și zahăr. Așadar, atunci când veniți aici și cereți, spuneți fără zahăr, pentru că sunt extrem, extrem de dulci. Iar Ion și-a luat o sangria făcută ca la carte și a costat, atenție, 90 de cenți. Mamă, ce prețuri aici! Oricum, acum este cea mai ieftină perioadă să veniți în Cuba pentru că este inflația mare și atunci când schimbați banii pe piața neagră, sunteți câștigați de 4 ori. Așa că veniți acum în Cuba, cât o să mai țină, nu știu. Din păcate pentru oamenii care trăiesc aici. Dar în acest fel îi ajutați să ducă o viață mai bună, așa cum a spus și în alte vloguri, ei trăiesc din turism. Într-adevăr, fără să știm, noi am ales cea mai bună perioadă de a veni în Cuba pentru că acum euro este foarte căutat aici. Și dacă înainte puteai schimba un euro cu 25 de pesos, acum pe piața neagră îl schimbi cu 120. Asta înseamnă că poți câștiga de 5 ori, 6 ori mai mult în unele cazuri, depinde, deci este foarte căutat. Cuba înainte era privită drept o destinație foarte scumpă pentru că exista moneda aceea specială pentru turiști, pesosul acela, care era echivalentul unui dolar și atunci totul se plătea în dolar sau în euro și era foarte scumpă Cuba, însă din punctul meu de vedere acum este una dintre cele mai accesibile destinații pentru ceea ce oferă și se bate cu Asia de Sud-Est la prețuri. Noroc! Vedeți vreo asemănare? Ion tocmai a primit un desen de la unul dintre băieții de aici, de pe terasă. Foarte reușit de altfel. Uitați-vă puțin cât de bine a redat esența lui Ion, ca să zicem așa. Băi, ce desen am eu din Trinidad și ce desen are el din El Nicio. Eu l-am cerut în Trinidad, tu nu l-ai cerut aici, deci prin urmare tu ești mai câștigat. Bine, i-am dat niște bănuți. I-am dat niște bănuți, evident că nu e gratis nimic, 300 de pesos, adică 3 euro. Nu a cerut niciun ban. Nu a cerut niciun ban, da, vedeți că i-a scris El Nicio 2022, steagul Cubei. Ion, până și ochii ți-a făcut foarte, foarte bine ți-a redat. Camera în mână, rucsacul în spate, tricoul colorat, barba, pălăria, bun. Îți lipsește paharul de sangria. Foarte, foarte bun desenul, foarte reușit. Tu ești, gata, clar. Ok, deci aceasta este mașina, Playmode se numește, este o mașină americană. Motorul este de Mercedes, da. Foarte interesant, oricum a fost schimbat totul. Los frenos, el motor, el radiador, el univete. Și totul e făcut de el pentru că el se ocupă cu asta. Este Da Vinci al acestei mașini, a spus. A fost a bunicului lui și acum a preluat-o el. Aceasta este marca. Fabuloasă. Ne întoarcem în oraș. Okay.
Ok, aceasta este mașinuța care o să ne ducă acum în Cienfuegos, pentru că ceilalți o să continue călătoria. Este din anul 1927, dacă nu mă înșel. Bine, arată incredibil. Ce aventură pe cinste. Acest Ford este din anul 1927, are 95 de ani. Wow! Podeaua e din lemn. Mamă mia! Nu vă imaginați cum miroase, deci e... Să nu se dezintegreze. Super tare! Motorul nu este original, este rus și aparține unei mașini Lada, dar ce mi se pare mie interesant este claxonul. Sună foarte, foarte comic. Merge, merge destul de bine, doar că miroase foarte puternic. Mă rog, distanța este destul de mică. Ia auziți. Este original? Da? Oh, claxonul este original, ați auzit? Automatico. Haideți că s-a deschis ușa din mers. Nu are nimic, nici oglinzi, nici centură de siguranță. A, la el are oglindă acolo. Băi, deci este foarte veche. Dar mie îmi pare bine. Îmi pare bine, uite, că plecam din Cuba și nu experimentam așa ceva. Cum e acolo în spate? Bine, mă bate vântul, oricum a avut și niciodată. Oricum, abia respir. Da, e bine, e interesant, super. O să ne fie dor de Cuba, n-ai unde să trăiești. Celălalt șofer ne-a pasat domnului cu Fordul. Că să-i plătim și lui ceva, oare? Nu cred, nu? S-au înțeles ei, ok. Dar uitați-vă cât de vechi sunt indicatoarele astea, bordul mașinii. Uite aici, volanul e original ăsta. A venit să-și ia un suc el aici. Hai să oprim puțin 2 minute să-și ia un suc, că e sete. E bine, noi stăm cu minți aici. Nu coborâm, nu facem nimic. Dar într-adevăr, mașina mai veche ca asta n-am văzut, n-am mers. Uitați-vă un pic cum s-a dus vopseaua, inclusiv aici pe capotă, vedeți că e sărită. Foarte tare experiența. Ai, ai, ai. Gata, am ajuns la destinație. Super aventură a fost. Gracias. Cât de veche e mașina. Bai. Deci am bifat aproape toate mijloacele de transport în Cuba. Chiar mă gândeam, n-am mers cu căruța, dar nu e timpul pierdut. Mai avem după amiaza asta o șansă. Cum a fost? Frumos, dar obositor. Nu e chiar atât de comod. Da. Atât de mult. Mi-a fost cam frică pentru că avea viteză destul de mare. N-ai nicio siguranță. Și s-a deschis ușa la un moment dat. Adică eu sunt un pic nesigure. Mașinile, ambii șoferi, într-adevăr, au mers cu viteză. Dar mă rog, ei sunt obișnuiți, lor li se pare ceva normal. Nouă ni se pare ciudat. Mergem să ne odihnim puțin pentru că a fost o zi epuizantă, apoi ieșim să mâncăm și să vă arătăm orașul. Gata, ne-am odihnit. Acum am ieșit să vă prezentăm puțin acest oraș și o să mâncăm ceva. De fapt de asta am ieșit. De fapt de asta am ieșit, să mâncăm. Mi s-a făcut foame.
Da, orașul Cienfuegos mi se pare mult mai dezvoltat decât Trinidad și poate decât Havana, în sensul că sunt mult mai îngrijite străzile, casele arată mult mai bine. A fost fondat în anul 1819, deci este mai nou și asta e una dintre explicații. Noi stăm la 200 de metri de Malecon, îl vedeți undeva în față, și o liniște deplină pe timpul zilei, dimineața și seara, în schimb o agitație pe străzi. Toată lumea este la porți. Da! Ies cu scaunele, cu băncuțele în fața porților, vorbesc. Dar asta se întâmplă după ce apune soarele și se recorește, pentru că acum... Da, acum oamenii stau în casă. Aici am văzut cele mai multe mașini vechi, predomină, cred că în proporție de 80%. Cum? Așa e în toată Cuba. Nu e o fiță, nu e exclusiv turistic, ci mașinile acestea există. Și ați văzut, oamenii le recondiționează, schimbă motoarele, nu o să găsești, doar caroseria e veche, în rest toate sistemele sunt de pe mașini mai noi. Da, și în general ei le lasă moștenire. Ați auzit și voi, băiatul de astăzi avea mașina de la bunicul său și tot așa. Și sunt scumpe, adică gândiți-vă la un salariu de 20 de euro, 40 de euro cât au ei, nu pot să-ți cumpere o mașină de 20.000 de euro, chiar pentru că atât costă. În ultima cazare, că visul lui cel mai mare este să-și cumpere o mașină. Da, și costă minim 20.000. Inima, da. Adică, așa cum a spus-o el, e... Și gata, am ajuns la Malecon, cam așa arată, e zona preferată de promenadă a localnicilor, a turiștilor, ne-am plimbat și noi aseară și într-adevăr e foarte frumos, doar că miroase un pic ciudat de la apa asta. E mult mai cosmopolit, să spunem așa, orașul față de Havana și în sine Maleconul, vedeți că arată mult mai bine. Nu înțeleg ce-i cu apa asta aici. Sunt zoaie, zice Ion. De ce? Sunt cei care spală trotuarele. Da, aici se spală trotuarele cel puțin o dată pe zi, am observat, și probabil e apa respectivă. Oricum nu miroase, acum pe seară probabil că o să miroase mai tare. Acesta este bulevardul Cienfuegos. Cred că este cel mai mare din Cuba, dacă nu mă înșel, și o să vedeți că arhitectura clădirilor este foarte frumoasă. Aici este sediul radioului, iar clădirea asta din față este ca o bomboană, doar că e puțin lăsat în paragină, adică o parte e renovată și o parte nu. Dar stați să vă arăt. Ziceți și voi dacă nu e frumoasă. E împărțită în trei părți, mov, aici cred că a fost un roz sau un portocaliu, și partea asta verde. Și chiar se vinde zona asta, casa aceasta cu numărul 3606. Dar oricum este îngrijit, e curat, foarte multă lume pe străzi seara, aleargă, tot felul de antrenamente de box pe plaja asta. E altceva. Și îmi place mai mult decât alte orașe pe care le-am vizitat noi. Escucha, tenemos una historia tú y yo. Me conoces desde que era niño. Hey, y siempre ha sido el gran amor. Y no sabía nada más vino, pero ahora tengo que cambiar. Chiar citeam acum faptul că Cienfuegos, deși a fost colonizat de spanioli, la fel ca toate celelalte orașe din Cuba, se pare că arhitectura lui este franțuzească și dacă te uiți la coloanele astea, într-adevăr te duc cu gândul la Franța. Și acum vă propun un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă cum ar fi arătat Cuba dacă nu ar fi existat Revoluția din anul 1959. Din punctul meu de vedere, clădirile astea nu mai existau, clar. Sau erau transformate, construite peste ele. Cred că era un fel de Miami, să spunem, cu puține accente spaniole lăsate totuși. Eu așa zic că ar fi arătat. Sau poate un fel de Puerto Rico, depinde acum cât de mult și-ar fi pus amprenta americanii aici. Vreau să vă spun un lucru, și anume că în Cuba mi-a fost deseori frică să merg pe sub clădiri de genul ăsta, în Havana, în Trinidad, pentru că mai cade tencuiala și, doamne, îți cade ceva în cap, ce faci aici? Foarte greu să găsim un restaurant unde să mâncăm, ori sunt închise, ori GPS-ul ne duce în mod eronat.
Cam așa arată restaurantul. Ion a zis că scaunele astea au 70 de ani. Mergem undeva spus, dar așa arată toate, că și cel la care am mâncat noi ieri. Are prețuri în euro? Nu. No. Ah, ok, coborâm. Prea cald și prea multe muște. Mamă mia. Ai impresia că e un loc părăsit ăsta. A sosit mâncarea, cam așa arată. Mi-am luat antricot de porc și Ion și-a luat porc pe grătar. A venit cu orez și fasole și o salată și multe muște la pachet, bineînțeles. Un mojito și o cuba libre pentru Ion. Și foarte drăguț, cei de la restaurant ne-au adus starfruct, că Ion întreba ce fruct e ăsta de la spus voi pe pahar. Și atunci ne-au adus fructul să-l vedem. Am mâncat în Bali așa ceva. I-a dat nouă, da. Mm, arată bine. Și miroase demențial, oricum. Mai bine. Mult mai bine. Gata masa. Să știți că ne-am luat două pizza la pachet și am plătit în total pentru două feluri de mâncare, două pizza și două cocktailuri, 20 de dolari sau 20 de euro. Cum vreți să-i spuneți, adică 20 de mii de pesos. Și am mâncat cel mai bine în Cienfuegos, pentru că noi am mai fost și ieri la un restaurant local, dar nu se compară. Abia așteptăm să vedem cum e și pizza. Ne retragem acum la cazare pentru că e foarte cald afară și ne vedem de la apus. Am uitat să vă spun un lucru, și anume că ieri ne-a oprit un taximetrist cu bici-taxi, bicicletele astea cu care umblă ei prin oraș, și ne-a întrebat de unde suntem, din România. Și ne-a întrebat de Simona Halep și de Adrian Mutu. Deci oamenii știu foarte multe lucruri despre România și despre orice țară. Exact cum am precizat și în celelalte vloguri, sunt extrem de educați și cunosc foarte, foarte multe lucruri.